Am să vă întreb că pornind de la declarația de la Budapesta din iunie 1989, am ajuns la câțiva dintre semnatari, autori celebri, Tismăneanu, Berindei. Mulți din ei tâmpiți. Ce este cu acest Mihnea Berindei? Tismăneanu și Berindei nu sunt tâmpiți, era un misiune acolo. Tâmpiții sunt soții Lovinescu. Ionescu a semnat? Cine e Ionescu? Goma a semnat. Nu știu dacă a semnat, da? În fine, ideea nu este... Nu că a semnat Goma? Da. Înseamnă că nu se... Fică s-a la băgat acolo. Domnule. Promotorul acestei declarații a fost Mihnea Berindei, așa am înțeles. Absolut. Regele Mihai a semnat. Nu, regele Mihai a făcut o declarație despre ea, așa. Pe vremea aia, regele Mihai, ca să zic așa, lucra cu noi, nu cu comuniștii aduși de fică sa. Mai vrei ceva despre Mihnea Berindei? Ce-i cu acest personaj, luptător pentru drepturile Mihnea omului? Mihnea Berindei este fiul profesorului doctor academician Dan Berindei, fost legionar în tinerețe, nici o zi la pușcărie, ai cărui ambi socri din familia Hudiț au făcut pușcărie, a cărui fică Ruxandra e născută la pușcărie, a cărui mamă Dina, născută tot Berindei, că a fost măritată cu un văr de al doilea tatălui Dan, și după aia cu inginerul Balș de la Societatea Petroșan, care întâmplător era unchiul meu, verul primar al mamei, și care a murit la pușcărie pentru a fost unul din membrii lotului Mișcarea de Rezistență Națională sau Mișcarea Națională de Rezistență. Deci, cum de n-a intrat el la pușcărie, că a fost ăștia? El a turnat, nu? Așa. Și fiul a fost băgat pe filieră de Tasu, care nu l-a băgat numai pe fi. Tasu e foarte deștept. Familia Berindei este cunoscută în aristocrația românească ca un monument colectiv de tâmpenie. Dar el este un om remarcabil de deștept, ăsta, Dan. Da, nu. Dar Dan este un om remarcabil de deștept. Mai e și către cineva care, câte o așche care sare departe. Dar de... pe Mihnea noi l-am găsit cu două nume de cod. Da, pe tata nu l-am găsit. Eu zic că numai în ziua când o să aveți dosarele KGB-ului, o să aveți informații complete. Cu Mihnea. Și cu Mihnea, și cu tată, și cu bunica. Ea probabil că a fost șantajată când a ieșit din pușcărie. Avea o soră care de tânără s-a măricat cu un diplomat olandez în post la București, care a ajuns mare la Ministerul de Externe de la Haga și după aia a fost secretar general al NATO și chestii de genul ăsta. Văduv, cu o proprietate splendidă pe Coasta de Azur, unde o poftea în fiecare an pe fosta lui cumnată, pe care a și cerut-o de nevastă. După... Deci, până la urmă, și Mihnea tot pe filieră sovietică a activat în Franța. Poliția franțuzească i-a spus acestui ambasador olandez, cumnatul bunicii lui Mihnea: domnule, vă rugăm foarte mult să nu o mai poftiți pe cumnata dumneavoastră, pentru că ne-am vedea în situația neplăcută de a vă refuza viza pentru dânsa, pentru că noi avem dovezi pertinente că dânsa lucrează pentru serviciile de informație a țărilor de răsărit, care cu siguranță nu sunt ale românești, că România nu poate să-și permite niște servicii atât de performante. Dar bine, ce vină are el dacă, cine? Dacă ea lucra pe... Păi să-ți spun mai departe. El a sosit în Franța în 1969 și s-a declarat disident. A fost primul, împreună cu Vlad Georgescu, care s-au declarat disident. Și cu Goma, după aia. Ei au fost cei care au semnat declarația care a fost redactată de Vlad Georgescu, care era singurul care avea cultura politică necesară pentru a scrie un astfel de text. Deși ceruse azil politic... Nu, n-a cerut azil politic, a vrut să păstreze pașaport românesc, dar... având relații cu presa evreiască de ultra-stânga, publica lucruri infamante despre Ceaușescu și nu contra comunismului și a regimului, ci despre clanul Ceaușescu. În ciuda acestui fapt, în fiecare an când îi expira pașaportul românesc cu care venise, se ducea la ambasada română să-i fie reînnoit. Ce părere aveți? Bună. Spune că între el și Tasu era războiul atrizilor. Eu
Mă duceam la Mihnea acasă, nu pentru ca să-l văd sau ca să-i pup mâna lui nevastă sa, ci pentru cu bunica lui, care era, mă rog, vară prin alianță cu maică, mă ruga să-i cumpăr piese de schimb pentru Fiatul 500 cu care circula ea în București și care nu se găseau acolo. Eu sunt un om serviabil. Dar nevasta e rudă cu Soros, cu George Soros? Nu știu, este foarte rudă cu un clan de presă foarte important, evreiesc de stânga sau maghiar. Ea e un roică, dar e rudă cu grupul de presă Maspero, care este evreiesc. Dar care grup de presă era cu foarte bună reputație, cum să vă spun, cum era editura Alcalai la București, adică făceau cultură de popularizare de calitate bună, nu ca revista 22. Aia e revista de propagandă de disidenți. Dar și revista 22, până la un moment dat, a fost destul de aerisită față de ce apărea în România. Dar mi-a spus ăsta cum îl cheamă, Stelian Tănase, cum era și cum funcționa și m-am lămurit. A fost invenția lui Brucan. Și banii el îi dădea. Și GDS-ul la fel? Așa, să mai spun de Berindei. Berindei a vrut să fie angajat la dispariția lui Vlad Georgescu, director la Europa Liberă. Și a dat un comunicat presei în care a spus că a fost respins pentru că nu posedă suficient limba engleză. Nu ăsta e motivul. Mircea Car trăiește, poți să-l întrebi. Mircea, ăsta cum îl cheamă, Mihnea Berindei, era considerat agent. Nu aveau probe. Dar era un om care îi mințea, inducea prin informații false în eroare anchetatorii lor și așa mai departe. Am înțeles. Deci are toate și șansele să piardă procesul. Încă o dovadă în plus, a fost directorul secției pentru Europa de Răsărit a unei organizații de solidaritate comunistă care se chema France Liberté, la plural, creată de doamna lui Mitterrand, care era comunistă. Și a avut un rol și la formarea GDS-ului. Bineînțeles, el a fost... Cu Brucan, cu Soros. Dar nu a avut un rol. Nu știu dacă Soros a avut el un rol. El a fost aici în ianuarie 90. Cine? Soros. Dar nu știu dacă a avut un rol în chestia asta. Le-a dat bani. Da, dar pentru că i-a spus cineva să-i dea bani. Așa. Nu pentru că erau în ideile lui. Da. Nu cred că Soros are foarte multe idei, așa, niște idei generale și Soros e șantajabil, să știi. A avut o funcție foarte importantă la Ministerul de Interne pe vremea lui Horthy. Da, nu, da, evreu fiind. Da. Dar atunci mai mult Brucan cu Iliescu, să cu GDS-ul. Da, Berindei era omul cuiva și când veneau la Paris Gabriel Andreescu, Manolescu, Liceanu, toți ăștia, Mihnea Berindei era tipul care era pus să-i ducă la stânga și la dreapta, adică să nu vadă pe cine nu trebuia să vadă și să vadă pe cine trebuia să vadă. Unii din ei i-au scăpat, pentru că am fost eu mai iute decât ei. Eu am fost așa un fel de măgureanu al exilului și mă duceam eu la aeroport. Știam că vin și mă duceam eu să-i iau de la aeroport. Ăștia sunt... Stelian Tănase, Gabriel Liceanu și Alina Mungiu. Și m-am prins imediat că ăștia sunt niște tipi care au fost recrutați. N-aveam certitudinea dacă de Brucan. Dar în orice caz, de cine? De un comunist ăsta internațional, în sensul că circulase mult până Occident și știa cu cine să-i pună legătură. Eu n-am cunoscut decât un singur român toțchist, cât am stat 35 de ani în apus, pe Ghiță Ionescu, care era fost, nu pot să zic diplomat, dar reprezentant economic al României la Sofia, un economist și care ajunsese asistent și după aia profesor la London School of Economics, care este un fel de Ștefan Gheorghiu al Partidului Laburist. Dar nu este necinstit. Adică ei formează cadrele lor de propagandă, dar au niște ramuri de cercetare care sunt foarte serioase și bine făcute și oricine poate să facă. Deci el a fost mai mult trotskist pentru că se manifesta Ghiță Ionescu. Da, se manifesta ca anticomunist. Era singurul trotskist pe care eu l-am întâlnit în 30 români, pe care l-am întâlnit. Se autodeclara.
Trotski sau? Da, se de autodeclarat Trotski, să vede așa, bun. Fantastic, da. Pentru că a inaugurat acum, președintele României a inaugurat bursa la London School of Economics. Dom'le, el a fost deci a inaugurat un mare anticomunist, dom'le. Și a scris cu Alexandru Crețeanu și cu alții o carte despre, care se chema Communist Romania, în care deci vederile lui sunt absolut pe linia... Trotskist anticomunist, ca Tismoneanu. Da, 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 așa, bun. Și... ăsta, Brucan sau cine îi recomanda pe ăștia, ăștia veneau și primeau bursă de la Ghiță Ion, nu neapărat de la el personal, de la London, prin el, de la London School of Economics, ca să îi învețe să folosească, să devină din niște propagandiști Ștefan Gheorghiuiști, în deprinderea unui vocabular occidental, nu neapărat a unei culturi politice, niște analiști, niște comentatori care în România să pară occidentali. Alina Mungiu, care era o bolșevică împuțită. La opinia studențească. Poftim? La opinia studențească. Nu știu cum unde era, dar eu am văzut-o când a venit la Paris. Era o hazaică, cum ziceam noi în anii 40. O bolșevică femeie. Stelian Tănase, dar care e vizibil, era deja stăpânit de ideea, era fusese punit și șlefuit de paleologul și de alții și era vizibil motivat de la el însuși, nu pentru că era misionat să așa să se schimbe. Și cine am, pe cine am zis că l-am mai... Liceanu. Și Liceanu. Liceanu era... Eu întotdeauna m-am întrebat că e deștept. Deși ce scrie, de ce râdeți? Vreau răspuns. Da. Deși ce scrie, el este deștept, dar e o deșteptătune scremută, nu este spontană. Am fost și l-am auzit vorbind la niște chestii de-astea foarte scârmănite, care aveau loc la sala radio, unde prezida unul pe care îl chema, nu știu cum, Marin. Nu știu. Parcă Marin. Așa, un critic literar, profesor... Nu-i Nicolae Manolescu, zis no! Marin. Nu. Un om din generația de mai sus al lui Paleologul, așa, unul așa foarte scofâlcit și cu o expresie de mort. Scrie mult despre critică literară și asta, dar el n-a vorbit, el era gazda. A vorbit Patapievici, noroc că n-a durat mult, că era... N-aș putea să spun că era plicticos, dar era pretențios. Și ceea ce e prea pretențios obosește publicul neînvățat cu un limbaj de ăsta. După care a vorbit Pleșu, liber, fără hârtie. Lumea s-a tăvălit de râs, era foarte amuzant, avea simțul apropoului. Formidabil, da, asta... Nu prin ce a învățat, pentru că așa e el, el este un bufon. Da. Da, un bufon de foarte înaltă calitate. Și după aia a venit și a vorbit pedantul Liceanu. În 10 minute lumea s-au sfărăia, s-au plecat. Dar, Trotski și aceștia erau anti-staliniști, de fapt, nu anticomuniști, pentru că dacă se revendică de la Trotski... Bineînțeles, tot bancul ăsta cu... anticomuniștii care sunt tot comuniști și care pe măsură ce moare unul dau vina pe el, îi cunoaștem. Deci e vorba doar de o altă aripă a celui aș bolșevism. Nu, este voința bolșevicilor de a-și reface o față nouă, demarcându-se de ce a fost, aruncând pe spinarea ăluia care nu mai e, răul pe care și noi îl denunțăm. Nu? A murit Stalin, s-a aruncat pe el vina. A murit sau a fost dat afară Gorbaciov, s-a dat pe el vina. Dar asta e o chestie rusească veche. Am citit o carte a unui francez care era ambasadorul Franței în Rusia când, în ultima parte a domniei lui Alexandru I și la începutul, în timpul decembriștilor și pe urmă pe timpul lui Nicolae I. Așa era, așa, exact la fel. Ăla care, țarul care a murit era un ticălos, un bandit, un asasin și așa mai departe. Exact la fel. Tatăl lui Alexandru I a fost ucis de propriul lui fiu, nu știu dacă știți. Pavel I a fost omorât de valetul lui, că nu se... valetul era acolo, nu puteai să-l înlături. Și atunci au cumpărat complicitatea, l-au făcut baron după aia și l-au înăbușit cu perne în pat. Așa. Cred că era nebun și într-adevăr ar fi dus
Rusia de râpă. Dar nu era chiar așa criminal și nu știu ce, cum au zis oamenii lui Fisu când a venit la putere. După aia, ăsta Fisu, Alexandru I, nu știu ce a făcut și iar așa s-a, m-a fost chestia cu decembriștii și a dat vina pe el, fratisul. Dar eu zic că lucrurile astea erau înjurate așa dinainte. Așa cu Trotski și Stalin. Bă, dacă eu mor și nu o scos pe mâine, că dă vina pe mine, că tot nu are ce să-mi facă. Așa și cu Trotski și Stalin. Bineînțeles, bineînțeles. Dom'le, între Trotski și Lenin niciunul n-a fost mai bun. Trotski a fost un tip... Eu zic că evreii din Germania l-au trimis pe Lenin cu bani și cu nu știu ce și evreii din evreilor din America le-a fost frică că felia lor de prăjitură în toată chestia asta o să fie mai mică. Și atunci l-au trimis pe Trotski să rivalizeze cu Lenin. Nu așa politic.